Bine v-am regăsit. Sunt astrologul Dumitru și voi începe o filmare așa mai nonconformistă cu o întrebare, cu o ghicitoare. Și haideți să vedem dacă puteți să găsiți răspunsul la această ghicitoare. Știți ce au în comun următoarele personalități? Haideți să vedem care sunt aceste personalități. Jules Verne, născut în 1828, autor francez, pionier science fiction. Pablo Picasso, născut în 1881, pictor, sculptor, ceramist, designer, spaniol. Charles de Gaulle, născut în 1890, ofițer, om de stat, președintele Franței, o mare personalitate în al doilea război mondial. Marlene Moreau, născută în 1926, actriță americană, bomba blondă unul dintre cele mai populare sex simboluri din anii 1950 și începutul anilor 1960. John Fitzgerald Kennedy, născut tot în 1926, politician american al 35-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Regina Elisabeta II, născută tot în 1926, regina regatului unit, Uh, o mare personalitate, o mare regină. Brigitte Bardot, născută peste 9 ani, după 9 ani, 1934, actriță franceză, uh, cântăreață, activistă pentru drepturile animalelor. Sofia Loren, născută tot în 1934. <coughs> o mare actriță italiană a neorealismului italian. Sharon Tate născută peste 9 ani 1943, actriță, model american, Julio Iglesias, marele compozitor, cantautor spaniol, născut tot în 1943, Robert De Niro, marele actor, producător, regizor american, născut tot în 1943, Vladimir Putin, președintele Rusiei, născut în 1952 peste 9 ani, George Clooney Actor, producător de film, regizor, activist american, născut în 1961, Barack Obama, al 44-lea președinte al Statelor Unite din 2009 până în 2017, născut tot în 1961 și eu sunt născut în 1961. Catherine Zeta-Jones, născută în 1969, peste 9 ani, actriță galeză, căsătorită cu Michael Douglas, Jennifer Lopez, născută tot în 1969, actriță, cântăreață, dansatoare, producător, femeie de afaceri americană. Uma Thurman, născută în 1970, actriță, model american. Adele, născută în 1988, după 9 ani, cântăreață și compozitoare engleză. E, uite că devoalăm acum sau dăm răspunsul la această ghicitoare. Toate aceste personalități, am făcut așa o trecere de-a lungul timpului, Observăm că au un tipar comun, sunt uh, născute, practic data lor de naștere este aceeași în intervale de timp de câte 9 ani și acest interval de timp de 9 ani uh, este o ciclicitate care, pe, care este specifică lui Lilith, deci uh, Lilith, uh, Ispita, femeia independentă, arhetipul femei independente, arhetipul umbrei. Ea este cea care, în harta noastră natală, are această ciclicitate de 9 ani. De fapt, din 9-9 luni, ea străbate, tranzitează câte o zodie. Este vorba de acest ciclu al creației și al facerii. Și da, în această filmare voi vorbi despre tranzitul lui Lilith în leu. Ce putem să spunem că. Dacă ne uităm uh, de unde plecăm, da? care este punctul de plecare, punctul de plecare este Lilith în rag, da, Deci, practic, uh, s-a încheiat uh, acest tranzit al lui Lilith în rag de 9 luni și uh, trecem încet încet într-o nouă vibrație a lui Lilith. Această vibrație uh, specifică energiei leului. Acum dacă ne uităm în urmă și. Facem o scurtă analiză a perioadei în care Lilith a fost în RAC. Cred că cel mai mare câștig pe care l-am avut de pe urma tranzitului lui Lilith în RAC din acest an 2022 a fost lansarea acestei miniserii Netflix din Turcia, în Other Self sau Un Alt Sine, care a făcut ravagii în lumea psihologilor și în același timp și în viața noastră de-abia acum la finalul tranzitului lui Lili RAC eu personal am conștientizat că numai această puternică energie la nivel subconștient a racului, care a fost conectată timp de 9 luni cu familia, la nivel arhetipal, familie, strămoși, tradiții, rădăcini, loialități, a făcut posibil acest impact la nivel colectiv, acest impact al, al conștientizării, nevoii, necesității, importanței constelațiilor de familie în viața noastră și acest impact, credeți-mă, a venit, nu știu dacă l-ați simțit, eu l-am simțit, fiindcă alături de partenera mea, psihoterapeut, facilitator constelației de familie, Laura Ghiță, tot trăiesc în această energie a constelațiilor de familie, a venit. Peste noi, acest impact, ca un adevărat tsunami, din fața căruia efectiv nu am putut să ne retragem, de fapt, nici nu doream să ne retragem și l-am lăsat să vină peste noi cu toată forța. Acum îmi amintesc, dacă stau bine să mă gândesc, anul 2010-2011, când am început să mă reconectez cu Laura. Laura deja uh, lucra în zona aceasta de psihoterapie. Eu de-abia începeam, așa, timid, ca să spun așa, să mă trezesc, uh, eram participat la bootcampurile lui Andy Secheli, a fost acel punct de plecare, acel declanșator pentru ceea ce a urmat tot asemenea unui tsunami și Laura tot răgea de mine. Eram la Constanța atunci și uh, venea și îmi spunea, hai la Constelații, mă târa cu forța, ca să spun așa, hai la Constelații, de rușine, de jenă, am acceptat, m-am dus acolo la Constelații. Mă uitam la oamenii aceia care erau în reprezentare, nu înțelegeam ce se întâmplă cu ei, mentalul meu era mult prea puternic, și în același timp eram la început, și nu puteam ca să procesez toate aceste informații și era așa ca un fel de, de, de frică, ca un fel de barieră pe care o puneam. Și uite că atunci când a apărut acest serial, Another Self, credeți-mă, cred că am stat o noapte întreagă ca să văd toate seriile, cred că sunt 8 filme, dacă mi-aduc bine aminte, fiindcă efectiv nu puteam să mă opresc. Da, era, era ceva wow, dar... Ce pot ca să spun totul a fost a fost a, foarte foarte interesant cum au evoluat lucrurile cum s-au schimbat lucrurile cum am putut da, după atâția ani, vedeți, vedeți cât mi-a trebuit mie, da, atâția ani, peste 12 ani, să procesez și să înțeleg. Și iată că acest lilit în rac a avut o forță extraordinară. Acest tranzit, la nivel inconștient, da, la, nivel, la nivelul nostru, al tuturor. A venit cu acest dar. da, eu zic că acest Lilith în RAC ne-a ajutat pe fiecare în parte, la nivel individual, să lucrăm cu traumele, cu dramele, cu problemele pe care le avem în familie. Dar cred că cel mai mare dar pe care ni l-a făcut a fost această conștientizare a, ca, ca o baghetă. Deci, practic, Lilith am, am văzut. Că parcă a avut această baghetă magică, și prin acest serial, acest miniserial, a reușit să deschidă poarta, să deschidă ușile către altceva. Practic, ne-am pus la treabă mult mai mult, eu oricum eram în treabă cu Laura, dar în general, dacă vă uitați, uitați-vă pe Facebook, uitați-vă pe YouTube, podcasturi, fel de fel de ateliere, fel de fel de întâlniri, da? fel de fel de retreat -uri. și ne-am pus la treabă cu toți sub bagheta psihoterapeuților să lucrăm în acest câmp cuantic în care ne-am întâlnit cu originile noastre, ne-am întâlnit cu istoria, cu traumele, cu dramele din familiile noastre, am mai eliberat din aceste energii blocate, am lucrat la nivel inconștient și iată că acum mai finalizăm un ciclu legat de energia racului și energia lui Lilith după un ciclu complet de 9 luni este asemănător, cum am spus, ciclului de facere, de creație. Și uh, Lilith, ce face Lilith? își ia bagajul și se mută în următoarea zodie, în zodia leu, pentru a ne arunca, așa, mânușa cum se spune, către o nouă provocare, către o nouă temă de interes de lucrat și anume tema iubirii. Tranzitul lui Lilith în leu nu are loc întâmplător în anul în care Venus retrogradează și ea în zodia Leu, zodia iubirii, zodia copiilor, zodia creativității. Și e foarte interesant, am studiat și am văzut că Lirit în Leu nu s-a mai întâlnit cu Venus în Leu retrogradă din vara anului 1828, anul în care, dacă țineți minte din prezentarea anterioară, anul în care s-a născut Jules Verne. Adică exact în perioada aceasta, între 6 iulie și 6 august 1828. Deci în acest an, 2023, vom avea o serie de ajustări karmice legate în principal de iubire, lecții rămase neînvățate, tipare karmice, care revin în această vară foarte, foarte fierbinte. Și acum haideți să începem efectiv prezentarea lui Lilith în leu și să vedem care sunt cele șase lucruri pe care trebuie să le știi despre Lilith în leu. În primul rând, cine este Lilith sau cum mi se mai spune, Black Moon, Luna Neagră. Lilith, luna neagră, este un punct virtual, este apogeul lunii sau cel mai îndepărtat punct în care se află luna față de pământ, pe orbita lunii. Există două poziții generice pe care le folosim, este poziția aceasta medie sau min și poziția true, poziția adevărată. Uh, în general, uh, Min Lilith este cea care este mai ușor de urmărit în aceste tranzite și acest tranzit uh, de 9 luni pentru, uh, o, pentru tranzitul lui Lilith într-o zodie este corespunzător acest tranzit uh, poziției Min. Uh, Black Moon Lilith ne arată uh, cum ne poziționăm ca persoane. Uh, independente, ca persoane ferme, uh, ca persoane care își doresc să pună punctul pe ei și care își doresc să își trăiască propria viață. În același timp, ca să ajungem la acest ideal, da, să ajungem aici, în punctul în care ne trăim propria viață, este important să lucrăm cu umbra noastră și Lilith prezintă aceste două fațete ale noastre, de fapt, începem de la a lucra cu umbra noastră, a lucra cu fricile noastre, a lucra cu frustrările noastre, a lucra cu fantasmele noastre, a lucra cu neputința noastră pentru a putea ulterior să, să ne împuternicim și să o folosim pe Lilith ca un catalizator un factor de creștere, de evoluție, de expansiune și de împlinire. Pentru mai multe detalii legate de Lilith, nu vreau să fac o prezentare foarte, foarte lungă, deoarece aveți pe canalul meu de YouTube aveți atâtea resurse legate de Lilith, aveți niște filmări foarte, foarte speciale legate de Lilith, aveți câteva filmări, aveți un playlist Lilith. Vă invit să le accesați. Punctul numărul 2 cât stă Lilith în zodia leu? Ei, uite că Lilith stă în zodia leu, așa cum am spus, 9 luni de zile, deci intră în data de 8 ianuarie la ora 15.41 și iese pe 3 octombrie, tot acest an, 2023, la ora 16.01. Punctul numărul 3. Impactul. Haideți să vedem care este impactul lui Lilith, lui Black Moon Lilith în leu. Cu ocazia acestui tranzit al lui Lilith în Leu, nu vom mai fi cuprinși de emoții, vom fi mai curajoși, vom fi mai pasional. Dacă cu ocazia tranzitului lui Lilith în Rac am fost în această maree, în acest tsunami de emoții, și acum vom avea curajul să uh, ieșim în față, vom avea curajul să ne exprimăm așa cum dorim noi. Cu Lilith în Leu, putem să ne luăm puterea personală, putem să ne conectăm cu curaj la inimile noastre și la ceea ce iubim, s-ar putea cu Lilith în leu să vorbim cu voce tare, să ne impunem punctul de vedere, să obținem mai multă atenție pentru ceea ce spunem în fața celorlalți. În energia leului vom experimenta iubirea, atenția, aici este punctul nevralgic, da, punctul acesta cel mai sensibil din acest tranzit, Experimentăm iubirea sub toate formele ei, de la iubire pură până la iubire toxică, de la atașamente și dependențe până la libertate și independență. În relații, tranzitul lui Lilith în Leu ne facilitează să ne centrăm dragostea pe noi înșine, în manifestarea extremă a acestei centrări pe noi înșine putem vorbi de narcisism și studiind acest subiect fascinant, eu sunt fascinată de Lili, de Chiron, da? Uh, voi face fiindcă nu mai, nu mai, avea loc în această filmare, și prea lungă și cred că vă plictiseam sau vă puneam nervii la încercare sau răbdarea la încercare, voi face o filmare separată în care voi vorbi despre narcis și eco și despre cei doi asteroizi, importanța asteroizilor Narcis și Eco în harta natală, deoarece ei sunt importanți în harta mea. I-am descoperit și eu acum studiind-o studiind pe Lilith în Leu și vreau să vă împărtășesc din trăirile mele și din, din ceea ce simt eu legat de energia acestor doi asteroizi, narci și Eco, urmează această filmare, fiți pe fază pe canalul meu de YouTube, Astrolog Luminița Ristea. Legat de tranzitul lui Lilith în Leu, atât bărbații cât uh, uh, și femeile uh, caută să fie onorați da, pentru frumusețe, pentru aspect fizic. Putem să uh, trăim în acest, cu ocazia acestui tranzit o serie de dezamăgiri legate de partener, uh, put, poate să apară tendința de a minți, uh, putem să ne jucăm cu infidelitatea, uh, să ne jucăm din mândrie, să, fim, să pozăm în victimă. Uh, atunci când știm în interior, poate că ne-am trădat partenerul, nu neapărat fizic, dar nu neapărat, poate și la nivel de gând, la nivel, la nivel emoțional. Impulsurile sexuale reprimate se concentrează, se pot concentra cu ocazia acestui tranzit pe vreau, eu vreau. Putem să avem foarte multe conflicte nerostite da? în interiorul nostru și pot să apară. Tendințe, nevoia de a domina partenerul, de a stăpâni partenerul, de a conduce partenerul, de a avea influență asupra partenerului, doar pentru că eu sunt leu. Da? Acest tranzit poate să activeze foarte mult persoanele care sunt pe scenă, celebritățile, influencerii, care vor ieși poate mai agresiv, mai demonstrativ pe scenă. În același timp este un tranzit care poate să activeze foarte mult copiii. Copiii care se pot schimba, da? pot să înceapă să ia atitudine, să vorbească în numele lor, să aibă curaj sau noi ca părinți putem să ne schimbăm, să avem o altă atitudine față de copii, poate o atitudine de forță. Da, fiindcă așa vreau eu, da, vreau eu să faci, fiindcă eu sunt părinte și, hăi, cum să spune, eu te-am făcut, eu te omor, da, cum era vorba aceasta. Leul, în același timp, guvernează și creativitatea, iar Lilith în leu poate să fie un moment. Foarte puternic, în care să se declanșeze acest proces creativ, ceea ce poate înainte nu puteam să ne exprimăm atât de ușor. Și acest proces creativ, paradoxal, poate să fie sau să ia naștere dintr-o formă de protest sau o modalitate de a lua atitudine față de ceva. Cu Lilith în leu trebuie să învățăm. Unde se află abilitățile noastre creative, unde se află esența noastră de bază, unde este autenticitatea noastră. Dacă mai, mai este ceva, un alt proces care se poate întâmpla cu ocazia acestui tranzit, dacă nu ne conectăm la autenticitatea, la acel grăunte de autentic din noi, dacă nu. Căutăm să descoperim adevăratul nostru sine, s-ar putea să ne simțim impulsionați mult mai mult decât de obicei cu ocazia acestui tranzit să căutăm atenție, să căutăm recunoaștere socială sau să jucăm niște spectacole din acestea exagerate, roluri exagerate ca să atragem atenția. Da? Foarte, foarte interesant. E foarte important cu ocazia acestui tranzit să vă urmăriți pe voi cum reacționați cum reacționați atunci când vorbiți cu ceilalți cum vă manifestați în relația cu ceilalți în funcție de diferitele tipologii de relație, cum ne manifestăm în relația cu părinții, relația aceasta părinți-copii, cum ne manifestăm în relația cu persoana iubită, mă refer la relațiile de iubire, cum ne manifestăm la relaț în relația cu prietenii noștri, cu persoanele apropiate. Aici e vorba de această recunoaștere socială, da? de modul acesta de a dori să fim remarcați de ceilalți. Și uh, este important să înțelegem că personalitatea pe care o exprimăm, asta învățăm de fapt cu ocazia acestui tranzit al lui Lilith în Leu, trebuie să fim autentici și să nu ne forțăm să fim altfel de cum suntem noi. Punctul numărul 4. Care sunt principalele aspecte pe care Lilith în Leu le face în tranzit în, cu ocazia acestui, uh, acestui ciclu de 9 luni de zile? Cele mai importante aspecte pe care le face Lilith în tranzit sunt conjuncțiile cu Soarele, cu Mercur, cu Venus și cu Marte în Leu. Prima conjuncție a lui Lilith este cu Marte, în data de 21 iunie, cu puțin timp înainte de solstițiul de vară, care are loc tot în data de 21 iunie, așa că există multă energie. Și mult impuls, și un impuls în acest sens. Marte este cel care ne ajută să luăm inițiativa pentru ceea ce vrem să manifestăm, pentru ceea ce vrem să facem, pentru ceea ce vrem să vorbim. Ei, și uite că la această dată, în 21 iunie, eu voi fi alături de, de Laura, de partenera mea, de Laura Ghiță, la Ciznădioara, împreună cu un invitat. În tabăra noastră, și anume numerologul Romeo Popescu, vom avea această tabără de vară să punem piesele în puzzle, vorbim despre relații, relaționarea feminin-masculin. Această tabără va avea loc între 21-25 iunie și deja am început înscrierile. Vom îmbina la această tabără astrologia, numerologia și psihologia în relații. Deci suntem exact pe cale, suntem pe drumul nostru. Dar cea mai importantă conjuncție a lui Lilith este conjuncția cu Venus. Iar acest lucru se întâmplă de două ori. De ce? Fiindcă Venus retrogradează. Mai întâi va avea loc conjuncția în data de 28 iunie, când Venus este în mișcare directă. Și a doua conjuncție va avea loc în data de 8 august, când Venus este retrogradă. Prima conjuncție, de fapt, este cea care ne pregătește pentru cea de-a doua conjuncție, care, de fapt, este cea care va declanșa, probabil, un proces terapeutic foarte, foarte profund legat de aceste teme importante din viața noastră, iubire, copii, creativitate, bucuria de a trăi. Venus este planeta iubirii, așa că în conjuncție cu Venus, Lilith poate să scoată la iveală multe probleme legate de iubire, exprimarea iubirii. Cu Venus retrograd, când Lilith va face conjuncție cu Venus retrograd se poate scoate la iveală tot ceea ce ține de atașamente, de iubire toxică, de dependențe, posibile scandaluri pot să iasă la iveală, pot să iasă la iveală acuzații de abuz, scandaluri cu partenerii, discuții. Deci foarte fiți foarte, foarte atenți în timpul acestei veri care se va dovedi probabil o vară mult mai fierbinte decât de obicei, nu prin temperatură, prin intensitatea. Sentimentelor. Venus, să nu uităm că este și uh, reprezentanta arhetipului feminin și s-ar putea să vedem uh, cu ocazia acestui tranzit între Venus și Lili. Da? Lili știți că este femeia independentă, este femeia amazoană, femeia sufragetă, da? care și vom vedea, putem să vedem femei care iau atitudine în întreaga lume legate de. această atitudine este legată de diferite probleme ale femeilor. În timpul retrogradării lui Venus putem să vedem probleme care revin, aspecte care revin și care sunt prezentate, sunt vocalizate cu totul și cu totul altfel. În 23 iulie, Lilith face conjuncție cu Mercur, Mercur care conduce comunicarea și. Putem să fim uh, în, această, în această perioadă mult mai vocali. Vorbim, vom vorbi și uh, vom vorbi cu voce tare. Și ultima conjuncție pe care o face Lilith uh, este cu soarele, în 17 august. Uh, soarele știți că este guvernatorul Zodiei Leu, deci este și guvernatorul lui Lilith și ne atrage atenția. Soarele care luminează, care pune lumină, strălucire, ne atrage atenția această conjuncție asupra problemelor la care trebuie să lucrăm și asupra cărora trebuie să luăm atitudine. De fapt, acest lucru se poate simți ca o validare pentru ceea ce lucrăm. Punctul numărul 5. Haideți să vedem pe cine afectează acest tranzit al lui Lilith în leu. În primul rând, acest tranzit al lui Lilith în leu afectează persoanele care au în harta natală Lilith în leu. De ce? Fiindcă are loc această întoarcere a lui Lilith și aceste persoane vor fi în energia aceasta de foc a lui Lilith. Și aveți aici cele două tabele cu datele în care, cu intervalele de timp în care Lilith a fost în leu și puteți să folosiți aceste tabele și puteți să căutați foarte, foarte simplu dacă Lilita voastră, Lilita din harta voastră natală, este în leu sau nu? Poate nu știți sau nu v-a interesat până acum acest subiect, care, credeți-mă, este foarte, foarte important pentru, pentru voi. Uitați-vă la aceste două tabele, aceste date, aceste intervale de timp în care Lilith este în leu și dacă descoperiți că ziua voastră de naștere este într-unul din aceste intervale, atunci o aveți pe Lilith în leu în harta natală și începe o călătorie fascinantă până în data de 3 octombrie 2023. Dacă data voastră de naștere nu este inclusă în acest tabel, înseamnă că Lilith este în altă zodie, în cu totul și cu totul altă zodie și nu vă va influența atât de puternic. Bineînțeles, dacă Lilith, de exemplu, dacă aveți, o aveți pe Lilith, care este pe crucea fixă, adică în zodiile vărsător, taur, sau scorpion, bineînțeles că vă va influența mai mult acest tranzit al lui Lilith în Leu decât celelalte persoane care o au pe Lilith în alte zodii. Deci a doua categorie de persoane care va vor fi influențate sunt acele persoane care o au pe Lilith natal pe crucea fixă, vărsător, taur, scorpion. Și mai avem persoanele, a treia categorie de persoane care vor fi super influențate, persoanele care au în harta natală marcaj în zodia leu, planete, dacă aveți soare, dacă aveți Venus, dacă aveți Marte, în special aceste planete relaționale, dacă aveți lună în zodia leu, tranzitul acesta a lui Lilith în leu, credeți-mă că nu va trece neobservat sau puteți să aveți unghiuri, puteți să aveți noduri, da? Sau persoanele care au în harta natală marcaș pe crucea fixă, vărsător, taur și scorpion. Deci, uitați-vă în aceste tabele, puteți să-mi scrieți dacă aveți, o aveți pe Lilit în leu și dacă v-ați pregătit sau dacă știați, dacă nu știați acum, dacă ați aflat această informație, dacă v-ați pregătit de acest tranzit. Iar dacă uh, mai sunt persoane care nu știu unde o au pe Lilith, puteți să-mi scrieți aici în comentarii data nașterii. Fără oră, nu e nevoie de oră uh, și uh, pot să vă spun unde o aveți pe Lilith ca să știți de acum înainte. Și nu uitați, accesați resursele de pe canalul meu de YouTube, Astrolog Aristea, playlist playlistul despre Lilith și veți avea niște informații foarte, foarte interesante și foarte utile. Punctul numărul 6. Haideți să vedem de ce Lilith este o maestră. Eu așa o văd pe Lilith, ca o maestră în, har, în harta noastră natală. Și aici am, vreau, vreau să vă prezint mandala lui Lilith pe care am pregătit-o, am desenat-o, am colorat-o, am făcut un curs de mandale și, de fapt, fiecare, fiecare cuvânt se poate transpune în cifre. Și mandala lui Lilith, este această corespondență numerologică între, între litere și cifre, este simbolizată sub cu numărul 393828. Da. Și dacă adunăm toate numerele, 3 plus 9 plus 3 plus 8 plus 2 plus 8 Rezultă, am văzut și eu lucrând acum la această filmare, un număr maestru, numărul 33. Wow, ce interesant. Oare este o simplă sincronicitate? Eu cred că nu. Și m-am uitat, eu nu sunt specialist numerolog, am făcut câteva studii de numerologie, îmi place foarte mult această știință a cifrelor, eu la bază am făcut liceu de matematică fizică, am lucrat cu cifrele foarte, foarte mult, dar uh, uh, la specialiștii să vorbească în acest domeniu și ce am văzut uh, studiind despre acest număr 33 face parte din categoria numerelor maestru 11, 22, 33 și uh, este definit la modul general de numerologi, în site-urile de numerologie, ca fiind un număr puternic, un număr mistic. Și am găsit foarte interesant la Eduard Agaki, care spunea că uh, acest număr maestru 33 este înconjurat de o aură. Care reflectă claritate și puritate, și reușește, citez, într-o manieră atractivă și entuziastă, să pătrundă în esența lucrurilor din mediul înconjurător și să scoată la lumină din fiecare dintre acestea cele mai benefice trăsături interioare. Parcă este o definiție, da, o caracterizare a lui Lilith, deci asta face Lilith, da, asta ne ajută Lilith să mergem în, în întuneric, să mergem în umbra noastră, să lucrăm cu demonii noștri și să scoatem la iveală cele mai benefice trăsături interioare. Tot Eduard spunea că valoarea 3 exprimă creativitatea, însă nu se identifică cu aceasta și reprezintă doar mediul care facilitează această interacțiune dintre principiul activ masculin și cel pasiv feminin. Ce mai spunea este faptul că această maestria numărului 33 constă în faptul că facilitează apariția frumosului în lume, fără a se identifica cu elementele care dau naștere experiențe în sine și nici cu fenomenul propriu-zis. Deci cu alte cuvinte 33 este de fapt un canal prin intermediul căruia se naște inspirația, dar nici nu o determină, nici nu o condiționează. Deci asta ar trebui să înțelegem și noi în lucrul acesta cu Lilith. Da, Deci Lilith nu vine să uh, ne asuprească, nu vine să ne pună la treabă, uh, nu vine să ne biciuiască, nu vine să ne bage în tenebre, nu vine să uh, dramatizăm lucrurile, ea de fapt este acest canal, da? acest canal prin care noi uh, putem să lucrăm. Da? să avem aceste conștientizări și să putem să lucrăm. Ce, mai spune, ce se mai spune despre acest număr 33 este că el permite visarea dincolo de orizonturi și exprimă această perfecțiune a materiei supusă limitelor spațiale și temporare. Este un număr al extazului și pasiunii, da. Când vorbim despre Lilith, vorbim despre extaz, da? vorbim despre lucruri duse la extrem legate de tot ceea ce ține de iubire, de sexualitate, da? să nu uităm sexualitatea, care este o componentă foarte importantă în viața noastră. Și uh, trăirile acestea pe care, pe care Lilith ni le induce sunt uh, adesea imposibil de descris în cuvinte, deoarece, practic, uh, experiența pe care o avem este, de fapt, singura care contează. Deci, foarte, foarte interesant această... Uh, această corelare între acest uh, număr uh, maestru 33 uh, și corespondența în uh, acest arhetip al lui Lilith. Deci, ca o concluzie, Lilith în leu uh, este un tranzit uh, fascinant. Este un tranzit de foc. Este un tranzit care ne va pune la încercare, este un tranzit care ne va face să avem o vară foarte, foarte fierbinte. Este tranzitul prin care ne conectăm la inocența copilului interior. Este tranzitul prin care ne căutăm propria identitate fără a cădea în lumea aparențelor. Este tranzitul prin care reușim să ne concentrăm asupra pasiunilor noastre. Ce ne place, ce iubim, ce ne bucură, ce ne aduce. Bucurie, fericire cu adevărat în viața noastră, este tranzitul prin care probabil că la finalul lui vom mai reuși să mai facem un pas înainte și nu vom mai căuta atât de mult recunoașterea din partea celorlalți, deoarece reușim să găsim autenticitatea din noi, acel, acel grăunte de uh, autenticitate care este în fiecare din noi. Vom mai vorbi despre Lilith, da, fiindcă este un subiect inepuizabil. Vom mai vorbi despre, vom face o filmare așa cum v-am promis, fiți pe fază, o filmare separată despre narcis și eco, deoarece, ca, ca o paranteză, pot să apară foarte mult aceste, aceste tendințe narcisiste, da, de, de manifestare legate de, de energia lui Lilith. Și, de asemenea, vom avea un proces de conștientizare. Noi toți să ne uităm în zona din harta natală, unde este Zodia Leu, și acolo vom avea de lucrat acest travaliu terapeutic, acest proces terapeutic și legat de energia lui Lilith. Nu uitați să vă, să vă uitați, să dați timpul înapoi și să vedeți ce ați avut de lucrat, ce ați avut de învățat acum 9 ani, acum 18 ani în viața. Voastră, dacă au rămas teme restante, care, care pot să revină acum în viața voastră, uh, și să lucrați cu voi. Deci este un tranzit uh, foarte, foarte bun de a lucra cu voi. Uh, și nu uitați faptul că uh, Lilith. Este în același timp uh, umbra. Uh, ne conectează în același timp cu umbra noastră, dar Lilith în harta noastră este punctul. Nu uitați, este punctul cu cel mai mare potențial. Deci, dacă reușim să integrăm umbra lui Lilith în, uh, în harta noastră natală, dacă reușim să uh, integrăm uh, fricile noastre, demonii noștri, să lucrăm cu demonii noștri, atunci vom avea, vom beneficia de foarte mult potențial și revenind la punctul de plecare, la acea ghicitoare pe care v-am spus-o la început, toate aceste personalități pe care, pe care vi le-am prezentat au, îl au pe Lilith, foarte, foarte pregnant, da, foarte, foarte important în harta lor. Despre exemplu, Jules Verne l are pe Lilith în leu în opoziție cu Soarele Învărsător, Careu cu Jupiter și conjun cu Luna în Scorpion. Pablo Picasso îl are pe Lilith în leu conjunct cu Ascendentul, Trigon cu Luna care este conjunctă cu nodul nord, Charles de gol îl are pe Lilith în leu, în careu cu soarele în scorpion, în sextil cu Uranus în balanță, Marlene Moreau, îl are pe, o are pe Lilith conjunctă cu ascendentul în leu, opoziție cu luna învărsător, John Fitzgerald Kennedy, îl are pe Lilith în leu, o are pe Lilith în leu, în careu cu Marte, Mercur, Jupiter în Taur, toate sunt la grad foarte, foarte apropiat. Am luat un orb mai mic de 3 grade. Opoziție, Uranus în Regina Elisabeta, Lilith. <coughs> <coughs> Lilith în leu este conjunctă cu Neptun în opoziție cu Marte, care la rândul lui este conjunct cu Jupiter în vărsător și careu cu Saturn în scorpion. Brigitte Bardot, Lilith în leu, este conjunctă cu nodul sud în opoziție cu nodul nord în vărsător. Sofia Loren o are pe Lilith în leu în sextil cu Uranus în balanță. Sharon Tate, Lilith în leu, este în opoziție cu Mercur, conjunct cu Soarele, învărsător, sextil cu Uranus în gemeni, Julio Iglesias, Lilith în leu conjunct cu Pluto, care cu ascendentul în scorpion, sextil cu Uranus în gemeni, Robert De Niro, Lilith în leu, conjunct Jupiter, inconjunct Lună, Vladimir Putin, Lilith în leu este conjunctă cu Pluto, vă dați seama ce putere este acolo, George Clooney, Lilith în leu este conjunct conjunctă cu Marte, opoziție, Saturn în Capricorn, uh, Barack Obama, Lilith este conjunctă cu Mercur în Leu, opoziție, Jupiter în Vărsător, sextil, Lună în Gemeni, Catherine Zeta-Jones, Lilith în Leu, este în sextil cu Mercur, care este în conjuncție cu Jupiter în Balanță, Jennifer Lopez, Lilith în Leu, conjunctă cu Mercur și Soarele în Leu, Uma Turman, Lilith în leu, Careu cu mijlocul cerului în taur, opoziție cu luna în vărsător, Adel, cântăreață <coughs> Lilith în leu, sextil Venus în gemen, trigon luna în săgetător, Riana, Lilith în leu, opoziție cu mercur în vărsător și trigon ascendent în berbec. Deci, ce am vrut să... Uh, să vă spun prin această trecere în revistă faptul că pentru toate aceste personalități, da, de care fiecare probabil că știe câte ceva, au o poziție uh, importantă, predominantă a lui Lilith și reușind să lucreze cu Umbra, reușind să lucreze cu Lilith, au reușit să scoată autenticitatea, uh, să o demonstreze, să o manifeste la cel mai înalt nivel și au reușit să își manifeste potențialul și să depășească niște limite pe care poate uh, nici nu s-au gândit vreodată că pot să fie depășite. Deci nu uitați, Lilith este cel mai mare punct de potențial din harta noastră și merită să conștientizăm, să înțelegem această poziție și să lucrăm cu Lilith. Mai ales acum este momentul, este timpul celor care o au pe Lilith în leu să lucreze activ timp de 9 luni de zile și haideți la treabă! Nu uitați de tabăra noastră care va avea loc în perioada în care Lilith în leu va face conjuncție cu Marte în leu între 21 iunie și 25 iunie la Cisnădioara, o tabără în care vom îmbina astrologia Numerologia și psihologia, constelații de familie, art terapie o tabără fascinantă la o tabără care deja, la care deja visez și sunt sigură că va fi uh, un eveniment unic uh, în care ne vom întâlni eu în calitate de astrolog, Laura Ghiță în calitate de psihoterapeut, facilitator constelații de familie, art terapie și invitatul nostru de onoare, cel care va echilibra această balanță, Yin Yang, numerologul Romeo Popescu. Deci vă așteptăm să vă înscrieți, cei care doriți într-adevăr să lucrați cu voi, să vă transformați, să evoluați, să vă schimbați și să faceți ca acesta în 2023 să fie un an fascinant, un an pe care nu îl veți uita. Dacă doriți să susțineți mai departe canalul meu de YouTube pentru a crea conținut nou, nu uitați like, subscribe și dacă doriți să faceți parte din comunitatea Sirius, apăsați butonul join alătură de și veți fi mai aproape de mine și de uh, partenera mea, psiholog Laura Ghiță. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!